aflăm în țara spiridușilor. Aceste mici personaje, înalte de o șchioapă, trăiesc într-un sat bine dosit. Nimeni nu l-a descoperit vreodată. Astăzi e mare forfotă pe strada principală. Se apropie Crăciunul și copiii au venit în piață ca în fiecare an. Trebuie neapărat să-i scrie scrisoarea moșului ca să nu fie prea târziu. Un pitic în vârstă, care scrie frumos, se oferă să-i ajute. El scrie pe un pergament lung, 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 cu un stilou uriaș. Se zice că un om l-ar fi pierdut în pădure, iar doi spiriduși tăietori de lemne l-au cărat până în sat. Acest stilou era tocmai potrivit. Ochii lui Moș Crăciun sunt puțin obosiți și n-ar putea să descifreze cele scrise de spiriduși dacă ar folosi un stilou prea mic. Așa ca pentru ei. Când lista e gata, spiridușii fac sul pergamentul cu grijă. Acum trebuie doar să îl ducă lui Moș Crăciun. Ei pun sulul pe sanie și urcă un deal înalt. Mersul prin zăpadă era cam anevoios, dar spiridușii sunt obișnuiți. Poștașul lor îi așteaptă în vârful dealului. E o lebădă mare și misterioasă, care trăiește în țara spiridușilor. În fiecare an duce în cer scrisoarea copiilor și o dă lui Moș Crăciun. Își îndeplinește cu sfințenie misiunea. Niciodată nu s-a pierdut vreo scrisoare. Copiii au toată încrederea în ea, așa că își reiau jocul cu grijă. Lebăda știe foarte bine ce trebuie să facă. Prinde în cioc panglica cu care este legat sulul și după câteva putăi puternice din aripi se desprinde de pământ. Foarte repede se înalță și curând devine un punctuleț alb abia vizibil pe cerul albastru. După ce o petrec cu ochii, spiridușii fac cale întoarsă. Ei știu că Moș Crăciun va primi scrisoarea lor și le râde inima de bucurie. Sus în nori, Moș Crăciun citește corespondența. A primit o mulțime de scrisori și cărți poștale din toate colțurile lumii. Dar moșul își face griji. Nu găsea pergamentul spiridușilor și asta nu era bine deloc. El e foarte grijuliu și nu și-ar putea ierta dacă un singur copil de pe pământ ar fi uitat. Trebuie să găsească scrisoarea spiridușilor. Așa că se urcă repede în sanie și împreună cu renii săi de nădejde o pornește spre țara spiridușilor. În timp ce sania trece în zbor pe deasupra unei case izolate, se aude deodată un strigăt de ajutor. Ce să fie? Era lebăda poștaș, care a fost luată prizonieră. În timp ce se înălța spre cer, panglica s-a dezlegat și pergamentul a căzut. Lebăda a coborât repede și a găsit pergamentul lângă o căsuță izolată, dar spiridușul care locuiește acolo a băgat-o într-o colivie. Fiind un răutăcios și portându-le tuturor pică, vrea să le joace o festă copiilor din sat. Spiridușul aude un zgomot puternic aproape de căsuța sa. Se repede la fereastră ca să vadă ce se întâmplă. Era sania lui Moș Crăciun, care tocmai a coborât din ea. Pe spiridușul cel răutăcios îl cuprinde frica. Se strecoară afară, ascunzându-se în spatele stivei de lemne pentru foc. Tremură ca o frunză în bătaia vântului când vede că Moș Crăciun se îndreaptă spre căsuța lui. Moșul o găsește pe nefericita lebădă și îi dă drumul. Un copil, care se juca în apropiere, a urmărit toată scena și pleacă repede spre sat să povestească tot ce a văzut. Moș Crăciun nu a mai avut timp să se întrebe cine a închis pasărea în colivie. Are mult prea multe cadouri de pregătit, așa că revine în țara sa și se pune pe citit pergamentul din nou. Ca să îndeplinească toate cererile spiridușilor, e de ajuns să meargă și să caute jucăriile în depozit și să le împacheteze. Așa că, dar asta era treaba spiridușilor, ajutoare de nădejde ale lui Moș Crăciun.
În anul acesta, copiii s-au adunat în hambar ca să discute ce s-a întâmplat. Ei nu-i poartă pică spiridușului răutăcios. Au înțeles că, de fapt, el era doar foarte nefericit. E pus mereu pe harță și de aceea și-a pierdut toți prietenii. Și cu cât se simțea mai singur, cu atât devenea mai răutăcios. Copiii hotărăsc să le ajute, mai ales că vine Crăciunul. În dimineața de Crăciun, copiii spiridușilor găsesc ca în fiecare an de altfel o mulțime de cadouri sub brad. Se grăbesc să le desfacă sub privirile înduioșate ale părinților. Copiii nu le-au spus că spiridușul cel singuratic a prins lebăda și a închis-o în colivie. Au preferat să păstreze secretul pentru a putea face o faptă bună. În aceeași seară, spiridușul singuratic vede o mulțime de luminițe care se îndreaptă spre căsuța sa. Începe să tremure de frică, crezând că sătenii vin să-l pedepsească pentru fapta lui urâtă. Dar, spre marea lui mirare, curând frumoasele colinde de Crăciun ale spiridușilor răsună în fața casei sale. Ținând câte o lumânare în mână, copiii îl colindă pentru a-i topi inima împietrită. Spiridușului singuratic nu-i vine să-și creadă ochilor. Copiii i-au adus cadouri frumoase, un pulover foarte gros și un fular frumos, o cutie de dulciuri și mai ales i-au adus un scaun sculptat chiar de ei. Nimeni n-a mai făcut vreodată un gest atât de frumos pentru el. Este emoționat peste măsură și le promite că la următoarea lor vizită o să le pregătească prăjituri și ciocolată caldă.